Salutare, oameni dragi! După workshop-ul de sâmbătă am zis că o să vă trimit uh, rapid, puțin uh, elaborat despre comunicarea non-violentă, uh, care este, de fapt, același lucru cu comunicarea asertivă. Uh, este un concept inventat de doctorul uh, Mark Rosenberg prin anii cred că 60, uh, 60-70, dacă nu mă înșel, uh, și practic strategiile astea au fost folosite de el, el a lucrat ca mediator în tot felul de conflicte din astea și între țări, între diferite guverne și așa mai departe. Știu că la un moment dat dă un exemplu în carte de uh, metoda asta fiind aplicată între uh, palestinieni și israelieni. Deci e un concept, o metodă care funcționează destul de bine în situații uh, și în situații critice. Uh, și metoda asta are patru pași. Uh, observare, uh, ne exprimăm sentimentele, ne exprimăm nevoile, foarte important uh, pasul ăsta de a ne exprima nevoile și după aia cerem ce ne-am dorit. Uh, de foarte multe ori, nu știu dacă v-ați dat seama sau dacă ați analizat asta până acum, că de multe ori noi nu spunem, uh, nu mai spunem, de exemplu, nu mai spor să faci asta, m-am săturat, tu tot timpul faci așa. Uh, ce se întâmplă în momentul în care spunem, ne exprimăm în felul ăsta. În primul rând că atacăm persoana respectivă, adică persoana respectivă se simte atacată. Gândiți-vă și la voi dacă ține, cineva s-ar exprima așa cu voi, dacă ar comunica în modul ăsta, te-ai simți imediat atacat. Și în al doilea rând nu spunem clar ceea ce ne dorim. Și asta este foarte, foarte foarte important să ne să spunem noi ce ne dorim. Și dacă o să faceți exercițiul cred că o să vă ia poate puțin timp să vă dați seama ce vă doriți. Că nu de foarte Multe ori ne focusăm pe ceea ce nu vrem și nu ne exprimăm ceea ce vrem noi de fapt. Și haideți să vă dau și un exemplu care să vă ajute să vă. cum funcționează metoda asta. O să atașez și un PDF uh, ca să o și vedeți, așa scris sau poate scriu un în comentariu. Um, practic, uh, un exemplu din, din viața mea. Eu nu suport. <gângătă -n> uh, nu suport să am o conversație cu cineva, să spunem că am ieșit la cafea sau la masă pe vremea când puteam să facem asta uh, liberi, sau și în casă să ai o conversație cu partenerul, partenera, mama, tata, părinți, bunici, nu știu, copii și așa mai departe, și voi, când am, cele dintre voi care au copii, când avem conversații. Um, nu suport ca cineva să stea cu ochii în telefon în timp ce înțeleg când sunt urgențe și așa de uh, chestii de genul ăsta, dar în momentul în care te-ai cu cineva și să-i dai atenția ta nu știu, jumătate de oră, zece minute sau cât, cât o fi. Și... Uh, în modul în care am făcut eu și am, am cerut prietenilor uh, să facă asta, când ne vedeam, uh, am spus de ce nu uite, observ că de fiecare dată când avem o conversație sau când ne întâlnim, ești mai tot timpul pe telefon. Asta mă face să mă simt ca și cum sunt suficient de importantă sau timpul petrecut cu mine nu e suficient de important dacă ești așa distras sau poate ai nu știu, lucruri mai importante de făcut și mi-aș dori tare mult să mi-ar plăcea tare mult, deci aici spunem ce avem nevoie, mi-ar plăcea tare mult ca în momentul în care petrecem timpul împreună să uh, pui telefonul deoparte crezi că ai putea să faci lucrul ăsta de acum înainte uh, și tot așa spus, pe, pe un ton foarte neutru, uh, care să nu triggeruiască persoana respectivă, dacă în momentul în care cineva să se adresează, ni se adresează pe un ton agresiv, automat nici discuția nu mai poate fi calmă. Și cam asta ar fi metoda, cam ăștia ar fi cei patru pași, și asta se poate aplica oriunde, la muncă, personal, în tot felul de situații. Durează ceva timp ca să te obișnuiești cu lucrul ăsta, și foarte important să vă spun de acum că în momentul în care persoana respectivă, adică cu cine comunicați, nu este obișnuit să, să se comunice în modul ăsta, va dura puțin, adică va, va trebui să vă exprimați de câteva ori.

lucrul ăsta și să vă ex exersați răbdarea pe calea asta pentru că, cu toate că încerc să exprim într-un mod cât mai asertiv, um, da, nu mai ales dacă uh, asta e și schimbare de atitudine, da, dacă ați fost până acum, ați comunicat într-un mod submisiv, să spunem, um, da, dintr-o dată s-ar putea asta să fie, știi, persoanele, persoanele pe care comunicați să se simtă, a, ah, stai puțin că se ridică cu pretenții, da? Și pentru voi e foarte important vă reamintesc să uh, exersați, să practicați asta, să nu vă așteptați că o să meargă din prima, depinde acum și cu ce persoană aveți de-a face și pur și simplu să exersați și poate, nu știu, o să-ți iasă de prima dată, îți ies primii pași puțin mai tragi de păr, așa cum se spune pe, pe română. Dar dacă nu, adică practicăm, practic încercăm până în momentul în care ne iese, ca să spun așa, și ă, asta o să o repet de o mie de ori, că, din nou, lucru pe care l-am mai zis, oamenii se așteaptă la pastila magică care ne rezolvă toate problemele și, dragilor, nu există. Vă zic, vă zic eu sincer că, pe, pe căutate și pe probate și pe încercate și pe văzute, e munca noastră în care investim în noi și încercăm tot felul de metode până când le găsim pe alea care ni se potrivesc nou. Așa că spor la încercat metoda și vă aștept în comentarii cu uh, păreri, cu sugestii, nu știu, feedback uh, și dacă ați încercat, cum a mers, ce, ce n-a mers și așa mai departe. Uh, să vă ajute, să vă fie de folos și să comunicăm cât mai asertiv de acum înainte să ne dăm seama că nevoile noastre sunt la fel de importante ca și nevoile celorlalți. Vă pup cu drag și vă aștept în comentarii.